Angajații din sistemul de învățământ trebuie incluși în prima etapă a campaniei de imunizare și vaccinați prioritar, deopotrivă cu lucrătorii medicali. Este propunerea membrilor Platformei Parlamentare pentru Moldova, care solicită promulgarea legii privind noua componență a Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate Publică. Potrivit deputatului Ruxanda Glavan, noii membri ar urma să reevalueze imediat Planul Național de Vaccinare. Copiii sunt blocați la domiciliu, studenții fac ore online, învățătorii și profesorii se plâng că este complicat și calitatea studiilor a scăzut. Propunem Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să reevalueze etapa numărul 1 și să includă în ea și angajații din sistemul educațional. De asemenea, Glavan a cerut autorităților să inițieze în regim de urgență programările online la vaccinare anti-COVID pentru toți cetățenii. Solicitarea vine în contextul în care, în curând, Republica Moldova va primi noi doze de vaccin din partea României, iar guvernul a anunțat că intenționează să cumpere 400.000 de doze de antidot. Vaccinarea merge lent și este evident că un asemenea tempou nu va ajuta autoritățile și cetățenii să reia o viață normală și să controleze răspândirea virusului. Contextul de a începe programările online pentru toți doritorii este mai mult decât perfect. Totodată, parlamentarul a insistat pe promulgarea cât mai urgentă a legii prin care a fost modificată componența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Potrivit lui Glavan, noii membri specialiști din domeniul sănătății și nu doar ar urma să ia deciziile în funcție de situația epidemiologică din țară pentru a stopa răspândirea virusului. Deputatul a făcut un apel către diasporă pentru a contribui, în limita posibilităților, pentru a aduce vaccinul anticovid în Moldova. Iar persoanele publice, cele din domeniul privat, liderii de opinie, primarii, preoții, să-și convingă colegii, rudele și prietenii să se imunizeze imediat ce va fi posibil, întrucât doar vaccinarea ne va proteja de formele severe de boală și deces.